Este cel mai mare vas de croazieră din lume și se pregătește pentru primul voiaj. Harmony of the Seas sau Armonia Mărilor este proaspăt sosit în Marea Britanie și urmează să plece într-un voiaj de 4 zile. Nava a sosit direct de la șantierele navale din Franța. Duminică își va face pregătirile pentru voiajul spre Rotterdam, Olanda. I feel very proud and I feel incredibly excited. There's nothing more beautiful than coming on board Harmony of the Seas and seeing the completion of so many years hard work for so many people and then realizing it's here. It's like I think you feel the pride as if you when you have a baby. Armonia Mărilor cântărește 227.000 de tone, are 16 punți și o lungime de 362 de metri, plus o înălțime de 70 de metri. Vasul poate adăposti peste 6.000 de pasageri în cele 2.747 de camere care stau la dispoziția clienților. Aici distracția e la ea acasă. Pe vas se regăsesc 23 de piscine, 20 de restaurante și chiar 52 de copaci. Impresionante sunt și simulatoarele de surf sau locurile unde se poate face alpinism. Călătorii se pot simți în siguranță în grija celor 2100 de membri a echipajului, care provin din 77 de țări.